așa am convenit. Bă, dar faci ce faci, găsești unul alb și unul negru. A, negru, formația, nu se îndepărtează. Eu credeai că e camera, bă, să jucăm ceva, unde sunt ăștia? Adică cum ne învârtim cu aia, tot alb cu negru. E bine, bă. Bine, alb, negru și în dreapta și în stânga. Rămâne așa în familie, în familie. Acum și eu, mă, bă, că nu se ia între noi, ăsta... Rămâne în familie. Să fim sinceri, nici măta nu ești alb așa. Acum hai să fim... Nu, de când mă știu. Stai că nu-ți trag, nu. Domnurica, stați așa, unde vă duceți, unde vă duceți, pentru că eu m-am minunat. Ia, stai. Stați aici alături de mine. De ce eu m-am minunat pentru că încă jucați fotbal. Nu fotbal. Păi nu e acum. Tenis de picior. Hai să vă spun ceva. Jucam cu Nearică tenis de picior. Veneam la Giulești și jucam acolo uneori. Ziua jucam tenis de picior. Vreau să spun că așa cum îl vezi tu pe Nearică, îl vezi cum se mișcă, așa, greu așa, m-a bătut la tenis de picior. Am plecat mare rușine. Haideți să ne spuneți mai multe lucruri, pentru că eu știam că aveți niște probleme de sănătate. Ce probleme? E bombă. Acum te-a luat. Băi, că te-am văzut, nu mai mă doare nimic. Uite, bună seara, bine, pare bine că... ați venit. Da. Bine ai venit, Nearică. Să rămână, bine mă bucur mult că te revăd. Băi, mai vin că nu prea mai umblat de acolo până acolo și cu problemele astea. Dar mai mă vede lumea, mai facem o caterincă. Și lumea se bucură de fiecare dată când vă vede. Da, mă știe că mă iubește lumea. Unul din personajele cele mai iubite și e iubit de toată lumea. Adică și de rapidi, și de steli, și de dinamoviști. Nu s-a periclitat imaginea în fața nimănui. E iubit de toată lumea. Așa și asta este foarte important. Înseamnă că e un om cu suflet bun. Cu energie frumoasă. Dar de cât timp n-ați mai ieșit? Poftim? De cât timp nu ați mai ieșit din casă? Păi ies mereu, mă, dar... De când s-a dat starea de alergă. Stați așa că mă scot eu. Drumurile mele, știi... Toate. Da. Duc sunt unde? Până la stadion. Da? Mă duc mereu. Serios? La lucrări. Să dar nu cum... fac, mă uit la băia. La lucrări. Și ce, uite, până la urmă, cu asta am avut noroc să termină stadionul. Se termină stadionul și nu începe. Toată ziua. Și n-a început campionatul. Asta e foarte important. S-a amânat un an exact când ne trebuie nouă să fie... Ai noștri fac pe sport acolo, mai mă duc, s-a schimbat, știi că acum e pancul. Pancone, și a venit președinte să vedem. Ceea ce e foarte, foarte bine pentru Rapid, pentru club. Cum să nu știe clubul de atâția... Apropo, adică în perioada asta, o perioadă urâtă. Ai avut vreo urâtă, temere uite ce spun eu, nevastă mea, înainte când mă duceam, începeam să plec pe la Giulești, uite, și uite, când jucam noi acolo. Da, acolo jucam. Aveam cabina mea, aveam frigider, mai vine o fată să jucăm. Așa, și da, jucam. Da. Și zic, bret, stai, bro, președinte, că ți-a uitat soția, vrei. Primăroasă. Serios? Zice, dacă da, zice, dacă poți, du-te tot, trage tare. Ce acum sunt operat. Ce să mai... Apropo de perioada asta cu... ai comentat, Neamata, ai comentat foarte frumos asta cu Marica, care a fost foarte drăguț cu prosopul. Cum ai zis, Mata? Aș vrea și eu să mă prinde cineva în prosop. Cum ai zis? Cum dracu? Păi da, să spun ceva. Băi, când ești tânăr și ai valoros, eu oricum a rămas valoros că are și materiale. Da? Și nu arată rău. Și ce vrei? Și acum acest... Băi, dacă... Și noi am făcut, adică eu am făcut de-astea. Dar nu se spune pe încă, dar cel mai bine și cel mai sigur e lângă casă. Lângă casă, adică în familie. Nu trebuie să umbli peste tot, să treci bani pe la restaurant sau ceva. Faci un cadou, pac, așa, când... Aia, sunteți glumeți acum, sunteți glumeți. Deci, cel mai bine lângă casă, nu? Eu spun cum e treaba, de exemplu, pleacă undeva, familia, nevasta la sărăt sau undeva, și știe că e singură, nu ai nicio emoție, că... Așa, păi, și el când s-a dus acolo cu fata aia, mare trebuie să dă ăștia, dacă e ce a tras de ea sau ceva. Măi, n-are că eu mă uit așa ca și cum, băi, dar nu e ceva la, adică e ceva la ordinea zilei pentru fotbaliști? Că ne-am și zis, sunt cei mai iubăreți, nu pentru așa? Fotbaliști, mă, în general pentru bărbați. Aoleu, deci, toată lumea, nu? M-ați terminat acum. A, băi, de curiozitate măcar. Păi și nu există așa un bărbat și mai care să nu fie atât de curioși, nu? Mă, știi cine poate să fie așa, dar nu prea așa? Lucescu, care
când la auzeai mă duc acasă, mă duc, băi, hai bă, și noi cum, am văzut așa ceva. Bine, dar se spune că fotbaliștii sunt mai norocoși, mai active, așa, ce au ei, de toate fetele. Păi, stai să spun ceva. Și pe tipul nostru, cât eram noi de divizie națională, am dominat fotbalul, eram, mă știa toată lumea, mă știa, era pentru că n-aveam bani mulți. Dar oricum era mai bun ca un om de rând care muncea. Da. Și plecam în străinătate, pac, nu știu ce, vineam de acolo, era pe timpul ăla sutiene de alea cu burete. Și bichini, mamă, ciorap cu chirot, când am ciorap până aici. Că eu prima dată când am... Ciorap cu chirot. Da, mă, băia. Asta nu știu. Poșartieră sau... Nu, mă, direct. Dres, mă. Ciorap, da, adică ciorap cu tot. Dres. Păi stai să vezi. M-am dus până... eram curios așa până la... Și m-am dus în avion. Prima dată mi-am dat seama cum e treaba. Nu știam care e treaba cu ciorapul chiros. Nu știam că în România... Păi stați așa. Adică ați fost curios și v-ați dus în avion să descoperi... Plecam undeva. A, bun, așa. Și eu stau în spate acolo, că mergeam târșeală. Mai beam ceva, nu știu ce. Da, și Caterinca cu fete, mai vine fete, stai tata lângă mine, că stau adesea, stă în spate, știi? Da, da, pe scaunul. Și eu, păi, acolo, când pe drumul lung, vreo 8 ore, nu mai țin, ne-am dus departe. Mă duceam mereu, am umblat, ca... Da, ca sportivi. Frumos, da. Eu am fost norocos, dar astea am umblat. Și, hop, am băgat mâna, băieți, așa, bagi mâna. Curajos! Da, cum, de când mă știu, păi dacă am fost portar. Păi dacă nu ești curajos, portarul nu ești. Deci, bă, ce, bagă mâna, bagă și nimic. Ce dracu, mă? Păi și fata nu zicea nimic, adică. Nu, mă, că nu mușca. Nu mușca? Băi, și, auzi, era nemțaică. Și de-aia eu, apaiu tot, ca român, ca bărbat. Dar mâna rică, dar totul, să pună mână, stai, nu aici. Am băgat mâna până și nimic. M-am uitat așa, mă, ce dracu, uite în capul meu, așa, băuse în ceva și mă gândeam, băi, asta nu avea. Să mă rog dacă... Asta o fi minune de la Dumnezeu. Da, mă, dacă spun, dacă mi se mă rog, n-am ce să mi, că mi s-a întâmplat. Asta mă uit, noi am zis, păi, uite, mă uitam, mă, nu avea, că în viață s-a întâmplat, mi s-a întâmplat să n-aibă una. Să n-aibă. Da, și avea, dar mic de tot, era operată, am dus cu ea la doctor, am învățat, adică am toate nenorocirile de pe lumele. Bine, adică, Mata, ai fost un norocos, că ai avut o soție permisivă și poți să vorbești liniștit, ai făcut lucruri. Dar din colegii Mata sau și ăștia mai noi, cât știi că au fost prinși așa de... Auzi, să spun ceva? Asta cu prinsul e chiar o prostie, spun eu precis. E urâtă, nu? Cum vine să te prindă nevasta sau... E și urâtă, dar e prostie mare. Dar nu vi s-a întâmplat niciodată ce i s-a întâmplat lui Marica, nu? Adică să ieși așa în prosop, să ieși Mata în prosop. În familie, între prieteni sau lucruri din astea, să afle soția. Băi, nu mai am ce aminte acum, că am și uitat de ele. Am uitat de ele, dar mă încălzești. Nu, n-are că e vezi pe glumă, spui, pe glumă, adică e glumă. Vezi ce spui, glumă, mă, ce dracu vorbim. Vezi ce spui, că să fie ce ai spus acasă. E adevărul, mă, să mă dacă mă... Adevărul. Așa era treaba. Să uita toți, mamă, uite, fotbalist, aduceam câte ceva de afară. Dar ce au vrea fotbaliști ăștia în plus? Ce au fotbaliști în plus? Sunt așa erai plăcuți? Erai cunoscut, tot după timpul... De când îi știu, toată lumea, fetele, mamă, e fotbalist, uite, pe ăsta, te ducea la, eu le duceam la școala germană. Le învățai și german. Dar știi unde? Nu. La Berlin, la restaurantul Berlin. Și mă duceam pe acolo și ziceam că mă duc la școala germană. Stai că au râs colegii noștri, s-au prins mai bine. De toată lumea, da. Era un dumneavoastră nete, era băia vara Dragnea, un general la federație și tot întreba să... Băi, învățați limbi străine, să te vezi la școală. Era cu treaba aia, cu școala, toată lumea, altfel nu, ești prost. Și ne întreba, ia zi-mă, ce faci tu? Rică, tu ce ai? Mă, dar decât mă la antrenament, fac antrenamente pe acolo, formă, mă duc la școala germană. Bravo, Mărică! Mă duc, trag, deci era de burger, la... Du-te, dracu, așa,
Nu, să văd dacă... Dar ați cunoscut așa multe fete frumoase, nu? Și urâte și frumoase. N-a contat. Auzi, femeile sunt foarte bune dacă ai nevoie de ele. Da. Auzi, bine, da, da, cea mai bună. Cum se cucerau femeile înainte? Nu ți-am zis, mă. Ce, o te știa, la te Berlin? Cunoștea. Să rămâna, era, când eram mai tânăr, era cofetăria, un leu 60, o savarină și un leu suc. A, bun. Cu 10 lei erai buier. Nu ai două prăjituri. Și adevărul că trebuia să ieși la un film să încep să lucrezi. Ce mai, pe o friptură așa mergea? Pe o friptură și o prăjitură? Nu, mă, nu începe, cu friptura erai buier. Da, nu, mă, nu, da, și pormă când ai început. Ei, asta era cu pupătura, cu aia, nu știai de... Dar nu era vorba, cu scrisorele, cu de-astea. Te chemai pe fată, nu puteai să mai duci la film sau ceva. Nu? La bar, undeva, era bar. Trebuia, direct bar. Să bem șampoane, cinzano, cum da, era atunci, martini. De pe vremea aia era cu șampanie, cu fițe, martini. Cu astea? Martini. Păi eu eram, mergeam la Continental sau la... și mă știau fetele și aveam prieteni. Da. Mergeam la mijloc acolo și puneam o daia de 10 șampanii la gata, o puneam la ele când dansa pe lângă ele, da? Mamă, să mă, dar cum se face? Păi dacă erai pe vremea asta, erai shake? Deci de la Nanica au învățat tot. Băi, știi de ce? Când nu luam, mă duceam la fabrica de asta, de șampanie la noi acolo. Da. Și îmi dădea aia, umplam o mașină. A, bagă, mă. Da. Și doar, nu, lăreau să cumpăr eu, ce ești nebun. Și la bar, dacă cumpărai, era... Pe lua salvarea. Pe lua, ce, lua tot. Dar cum erau femeile? Adică trebuiau mai multe șampanii duse, mai multe prăjituri. Ca să ajungi ca în cameră, vină, ce trebuia să faci? Să îi spuneți o poezie frumoasă în cameră sau veneau poezie? Rapid așa? Da, așa, să vină în cameră. Dacă eram poezie, mă făceam și eu ceva. Să faceți rebus. Nu mă făceam fotbalist. Să... Nu, no. No, măi, trebuia să dai niște vrăjeli, că nu, cât ai fi. Ori povestești ceva, unde plecai, de rămânea să uite așa, că nu știa lumea. Acum ce știi, pe timpul ăla noi plecam, vedeam ce e. Așa e. Carnavalul de la Rio, unde m-am dus eu peste tot. Mamă, ce era pe acolo. Ce... Nearică, dar soția v-a iertat multe din astea? Păi n-avea ce să facă. Ce să facă? Da, n-avea ce să facă. Păi ce mă, să-mi dea să mă prinde sau umbla de ea, să te ia casul și la servici. Păi și când afla? Și era la antrenament. Păi și când afla, ce făcea? Mai afla? Ce ai vrei, recunoaște că am mai aflat. Recunoaște. Da, odată a aflat de o colegă de aia, așa primată, așa. Și o colegă de aia de la telefoane că lucra. Am luat-o pe aia, am chemat-o la Berlin, ma. La Berlin, tot la Berlin, da, la restaurant. Acolo era locul. Acolo eram noi, ne întâlneam ori la Capșa. Așa. Și pe acolo, ne întâlneam la magazinul copiilor, pe care acolo ne vedeam. Umblam toți. Fetele știau pe acolo. Și a schimbat-o pe colega de la telefoane? Și, ei, a venit pe acolo, s-a întâlnit și până la urmă s-a prins nevastă. Cum s-a prins de ce ai făcut? De câteva ori. S-a luat după ea. Și a venit la Berlin după ea, eu sta la masă, știa portarul, băi, uite că n-aveam telefon. Să nu vină miliția. Și după aia a intrat înăuntru la scaun, pac, pac, frumos, zic, acolo, când văd că Nearică a venit soția. Ia-mă-mă și pe aia. Nu cred, nu cred. V-ați împăcat? I-ați dat și o șampanie, v-ați împăcat? Nu, uite, am eu bine, am stat acolo și, de ce faci? Am întrebat dacă și uite ai venit și de tine întrebam că nu știu ce știu. Nu ne-a prins. Dar pe urmă avea stilul ăsta. Le prindea, vorbea cu ele la masă și le ciufulea. Le lua de... Le lua? Bă, da. Avea din iubire, din iubire. Nu știu, da, le lua. Bă, pac, pac și dă-i la cap. Le bătea? Da. Și nu mai te întâlneai cu alea, nu mai venea. Nu mai, cred că le bătea bine. Fugeau ca potârnichile. Da, ce să zic, amintiri frumoase, dezvăluiri incendiare, ce să zic, cu burtierul roșii. Nu mă, dar ce vă spun adevărat. Așa e. Nu, noi vă credem și plus că aventurile astea o să continue și după scurt.